Elevii au revenit astăzi în școli și licee pentru deschiderea noului an școlar. La liceul Nicolae Cartojan a fost o dublă ocazie de sărbătoare, având în vedere că în vacanța care a trecut, liceul a fost modernizat complet. Este o mare plăcere și, în ultimul rând, o emoție profundă venind alături de dumneavoastră la deschiderea anului școlar și pentru asta îi mulțumesc domnului director, că a avut amabilitatea de a transmite informație și invitație către municipalitate să fie prezenți oameni de seamă din municipalitatea orașului Dâmpivărie alături de dumneavoastră astăzi la una din cele mai importante zile din acest an pentru dumneavoastră. Începerea anului școlar, întâlnirea cu cadrele didactice, întâlnirea cu ceilalți colegi, cu prieteni, să renotați ceea ce poate ați rupt odată cu vacanța de vară. Municipalitatea, cam fiecare an, și-a îndreptat privirea și susținerea financiară către mediul școlar, către mediul de învățământ. Și pot să spun cu mândrie în acest moment, citind ceea ce a scris pe acea clădire neterminată sau nerenovată, că astăzi îmi face plăcere, Cartojanul chiar e la putere în ceea ce privește cu asigurarea condițiilor de învățământ. Nu sunteți cu nimic mai prejos, acest liceu nu este cu nimic mai prejos decât liceele atât de bine văzute în oraș, mă refer la Maiorescu și la Vianu. Veți intra în clase și veți vedea sălile de clasă total schimbate, schimbate bine, modernizate. Veți vedea că împreună cu liceul, municipalitatea și Consiliul Local au asigurat toate condițiile necesare ca dumneavoastră să vă faceți treaba și să învățați, să vă pregătiți așa cum trebuie. Vreau să vă lansez un pariu. Vreau ca la vară, când încheiați cu bine, cu foarte bine acest an școlar, să pot spune cu aceeași tărie că îmi face mare plăcere Cartojanul și la învățământ el este la putere. Ca la fiecare deschidere de an școlar, astăzi a avut loc și o slujbă religioasă. La festivitatea de la liceul Nicolae Cartojan au mai fost prezenți și cei doi viceprimari, Ionuț Cioacă și Ion Dragomir, inspectorul general școlar Gigi Oprișan, consilieri locali și reprezentanți ai Poliției Giurgiuvene. Anul școlar care tocmai a început va avea 35 de săptămâni de cursuri. Aceasta înseamnă 169 de zile lucrătoare, iar anul școlar se structurează în două semestre. Semestrul întâi între 12 septembrie 2016 și 3 februarie 2017 și semestrul al doilea între 13 februarie 2017 și 16 iunie 2017. În anul școlar 2016-2017 elevii vor beneficia de 4 vacanțe. Este vorba de vacanța de iarnă care se va desfășura în perioada 24 decembrie 2016-8 ianuarie 2017. Urmează o vacanță intersemestrială cuprinsă între 4 și 12 februarie 2017, vacanța de primăvară în perioada 19-30 aprilie 2017 și binemeritata vacanță de vară în intervalul 17 iunie-10 septembrie 2017. Elevii din învățământul preșcolar și primar beneficiază de o vacanță în plus. Este vorba de perioada 29 octombrie-6 noiembrie 2016, iar cei de la clasa a 8-a și a 12-a, adică clasele terminale, vor avea vacanța de vară mai devreme. Pentru cei din clasa a 8-a, vacanța va începe pe 9 iunie, iar pentru cei de clasa a 12-a, în 26 mai 2017. O modificare a fost operată și în ceea ce privește programul național Școala Altfel. Programul se va întinde pe durata a 5 zile lucrătoare, lăsând la decizia comunității școlare perioada pentru derularea programului. Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu va continua să ofere gratuit meditații elevilor din școlile giurgiuvene. Vor beneficia de meditații elevii din clasele a 7-a și a 8-a și cei din clasele a 11-a și a 12-a. Având în vedere că astăzi este o zi importantă, toți copiii încep școlile și se vede în oraș un mare zumzet și o mare agitație,
Ne-am gândit că și asociația trebuie să demareze proiectele cu care au obișnuit giurgiuvenii până în prezent și este vorba despre două proiecte dedicate exclusiv copiilor, copiilor din clasele terminale de liceu și din clasele terminale de gimnaziu, respectiv a 7-a, a 8-a, a 11-a și a 12-a. Și este vorba despre meditațiile gratuite oferite de voluntarii Asociației Umanitare Uniți pentru Giurgiu. Meditații care momentan vor începe cu limba și literatura română, începând cu luna octombrie. În egală măsură ne-am gândit că cei mici au nevoie de un motiv să se bucure și în weekend, atunci când nu sunt la grădiniță și nu sunt la școală, oferindu-le astfel atelierele de creație pentru copii, ateliere unde se joacă, învață, lucrează, descoperă lucruri noi. Cei care doresc să contacteze Asociația Uniți pentru Giurgiu o pot face prin intermediul paginii de Facebook a acesteia sau la sediul din cartierul Tineretului, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, numărul 3. Proiectul privind realizarea portului trimodal în zona liberă a depășit primele etape cu bine și va intra în faza de execuție propriu-zisă a lucrărilor. Este unul dintre cele mai importante proiecte în care este implicată administrația zonei libere. Acest proiect a plecat mai mult la inițiativa partenerului privat, ca să spun așa, ILR Logistic. Bineînțeles că am achesat imediat și noi și primăria, fiind un proiect de interes local și un proiect foarte modern. Nu mai există așa ceva în Europa, chiar la acest standard Green Performance Port. Este un proiect nou, modern, cu o finalitate clară în acest moment, datorită faptului că de anul trecut s-a obținut finanțarea și pe partea de investiție. Am trecut de faza de fezabilitate, prefezabilitate și proiectare. Se va termina în 2018 integral. Partea la care zona liberă s-a angajat să o facă, bineînțeles cu subvenție cu din partea Comisiei Europene de 85%, restul suportăm noi, 15%, este de a moderniza cheul existent al zonei libere și drumul de acces de la intrarea în zona liberă până la cheul zonei. Este un proiect ambițios în care în final barjele vor intra la descărcat sau încărcat mărfuri într-o hală acoperită. Vor fi două macarale de 40 de tone care vor proceda la aceste manipulări. Se vor crea, bineînțeles, servicii conexe specializate și vor crește în capacități cele de transport, de preluare, atât auto cât și pe CF. Calea ferată va fi conectată la această hală. Avem de câștigat toți, în primul rând creăm o investiție nouă și deosebită în Giurgiu, mai ales pe un segment care trebuie neapărat dezvoltat, fiind la Dunăre, acest segment de port. Și în plus de asta creăm niște locuri de muncă, facilităm desfășurarea unor activități suplimentare și de aceea noi, bineînțeles, am achesat de la început la acest proiect. Proiectul poartă denumirea oficială Portul Verde și de înaltă performanță. Valoarea totală a proiectului este de aproape 16 milioane de euro, din care 500 de mii de euro pentru lucrările efectuate de către zona liberă și 1,6 milioane de euro pentru lucrările executate de primăria Giurgiu. Președintele PNL pe municipiu, Cosmin Marciu, consideră că trecerea fostului staff al filialei UNEPR la organizația liberală este binevenită. Cosmin Marciu spune că în acest fel PNL Giurgiu se întărește. Știți că oamenii în partide vin și pleacă. Unii rămân. Acum un partid sau niște oameni dintr-un partid, fie de la conducere, de la București, fie de la Giurgiu, dacă greșesc, asta într-adevăr ca imagine afectează partidul. Dar nu trebuie să fie lezați și ceilalți oameni. E organizația municipală care o aștept de la partidul de la UNEPR. Am văzut-o, i-am luat pe toți și am ajuns la concluzia că sunt oameni de aici din oraș, sunt oameni serioși, oameni corecți, oameni noi în politică, care nu au avut beneficii, nu au alte interese ascunse. Tocmai din cauza asta îi accept cu mare drag și nu vreau să le spun decât că este musai și este criteriul de care eu țin cel mai
cel mai de preț este seriozitate și loialitate. Inspectoratul pentru situații de urgență Vlașca așteaptă oaspeți mâine cu ocazia Zilei Pompierilor din România. Vor fi desfășurate diverse activități prin care urmează să fie marcată această sărbătoare. Cu ocazia împlinirii 168 de ani de la bătălia din dealul Spirii și sărbătoririi Zilei Pompierilor din România, Inspectoratul pentru situații de urgență Vlașca al județului Giurgiu organizează manifestări în scopul promovării activității și misiunilor instituției. În data de 13 septembrie, între orele 10 și 14, la sediile subunităților, vor fi organizate porți deschise, astfel încât cei interesați pot să viziteze sediile subunităților și să intre în contact cu mediul de lucru al pompierilor. De asemenea, între orele 18 și 22, în Parcul Mihai Viteazu din municipiul Giurgiu, va avea loc o prezentare de tehnică, echipament și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Giurgiu. Pe parcursul acestor activități se vor prezenta participanților tehnica de intervenție și accesoriile. Vor fi făcute simulări conform specificului instituției și anume stingerea incendiilor, descarcerări, acordarea primului ajutor medical